Ultimul grup care încheie desfilarea de astăzi aparține Crucii Roșii. Detașamentul de intervenție pentru situații de urgență care desfilează este format din 56 de voluntari pregătiți în domeniul acordării primului ajutor și intervenției la dezastre, campare, tabără, sinistrat și suport psihologic. Crucea Roșie își prezintă la parada de astăzi mijloacele auto din dotare. Fiat Punto, dotat cu trusă de prim ajutor și aparatură medicală de urgență, voluntarii care însoțesc acest mijloc auto sunt specializați în prim ajutor de urgență. Mijlocul auto Toyota, dotat cu truse de prim ajutor, corturi pentru sinistrat și bucătărie de campanie. Și ultimul autovehicul marca Toyota este dotat cu truse de prim ajutor, saci de dormit, tărci și balon de iluminat. Voluntarii care însoțesc acest mijloc auto sunt instruiți pentru acordarea primului ajutor.